ferma IASE-ului Forlì-Cem, deci ferma Dumbrava. Acum sunt două societăți. Este o fabricuță de mobilă și în special de scări de interior, care lucrează foarte bine, domnul inginer Andronic, și mai este încă o firmă, un dater, care este băiatul domnul Mitocaru Mălin. La fel lucrează foarte frumos, este prețuit de oamenii din zonă și avem foarte multe livezi. Deci au venit din comuna Rădășeni, la noi în comună, au venit foarte mulți cultivatori pomicori, ca să spunem Și așa. din Găinești au venit, și din Mălina au venit cu popii. Sunt, da, dar ei sunt Bine, tradiția, învățați tradiția, da. din tată în fiu și suntem foarte încântați că sunt sute de hectare de pomi. Au făcut depozite faine. Deci noi avem mereu, vin televiziuni și filmează și fructele sunt Căutat. căutate. Nobătul gheața pe Dumbrava, pe Sasca Mică am avut un pic de gheață. Nu a fost așa ca la Rădășeni, unde au distrus Da. aproape toată producția. Și mai lucrăm acum la casa de prăznuire de la Biserica Ortodoxă și s-a renovat pe exterior Biserica Catolică, care are 101 ani și sâmbăta viitoare se sfințește, vine episcopul de la Iași și sfințește biserica. Când veni vorba despre viața din fosta fermă a IASE-ului la Dumbrava, spuneați acolo aveți fabrică de scări. Eu vă spun, am intrat și într-o fabricuță, tot din Cornunci, exact cum se iese spre Mălini, acolo la Păvăloaia. Gândiți așa, frumos și acolo, și are copii tineri. Am văzut acolo 3 ani de vorbă și cu Păvăloaia seniorul și cu cel tânăr, cu Daniel. Și m-am bucurat când am văzut ce copii tineri avea pe lângă el. Și vă spun că am rămas plăcut impresionat auzind ce salariile motivante le acordă. Lucrează foarte frumos și ei lucrează în scări, lucrează ca tapetesme pentru biserici, fac lucrări foarte complexe, au aparatură, deci utilaje. Acum, Nu merge, mașina nu merge, da, pe da, acum calculator tot pe tot. calculator, Da. foarte frumos. Familia Păvăloaie este o familie foarte mare Da. și sunt foarte talentați. Au mâini de aur, indiferent în ce domeniu lucrează, să știți că sunt top. Cred. Da. Cred. Când intrați chiar în centru, acolo, pe dreapta, știți că este chioșcul cu Cu legume. legume și Da. fructe. Păi este fratele mai mic Dar n-am știut, și n-am știut. are solare, are seră, deci lucrează. Eu vă spun, nu mă mai duc în piață, nici nu mai știu de când nu m-am dus în piață, în N-am văzut aproape nevoie. ce. Pentru că aici toate legumele și Produsele. fructele sunt mai ieftine și de mai bună calitate. Și este o încântare. Deja suferi, știți, când se închide sezonul, vine iarna și vă închid, vă da, trag obloane, ca să spunem așa. Pentru mine nu e o bucurie. Da. Da, primăvara când încep iar bucuros, pentru că e foarte ușor și nu numai noi. Să știți că toți din Mălin, din Slatina, din Găinești, acolo fac Și cumpărăturile. eu vă spun că îmi plec de așa și merg către Mălini, opresc în două locuri. Opresc acolo la chioșc în colț și iau oarece și la fel la benzinărie, acolo iau o pâine caldă. Da. Domnul primar, Cornunci este o plăcere să vezi cum se dezvoltă și dacă dureați stați zi de zi acolo, poate vi se pare o treabă comună, dacă vine unul
care calcă de mai rar prin cornul nuce, vede deja că nu mai vede diferență sau mai bine spațiu ca să faci distinție între Dumbrava și cornul nuce, nu mai vezi spațiu între cornul nuce și Sasca Nouă. S-au legat. Da, în noul plan de urbanistic general, cornul nuce se leagă de Dumbrava și de Sasca Nouă. Sasca Nouă se va lega de Sasca Mică și în viitor și Sasca Mică de cornul nuce. Și acolo ne vom dezvolta pentru că suntem foarte aproape de orașul Fălticeni și de la Sasca Nouă mai sunt 9 km și există o zonă care o să o transformăm în parc industrial. La Sasca Nouă. La Sasca Nouă, da. Și aveți terenul, aveți tot. Avem, mai sunt unele legi care ne le-au făcut cadou primarii din municipii. Să știți și dumneavoastră că sunt câteva localități în țara românească care sunt date exemple. Cum e Ciugutul de Alba Iulia, cum e Florești de Cluj. Eu minunății acolo la Ciugut. Lângă Timișoara, Dudești Noi și așa mai departe. Ei, din 2007 ne-au dat o lege și ne-au stopat avântul, ne-au rupt aripile la comunile care îndrăzneam să ridicăm capul mai sus. Nu poți să dezvolți o comunitate decât să faci locuri de muncă, să faci fabricuții, depozite și așa mai departe și la țară unde să faci? Pe Imaș. Absolut. Da? Ei, și-au dat o lege, cu pășunile nu poți un deget să miști. Știți cât îmi trebuie 3 ani de zile să umblu și cheltuiel foarte mare. Păi atât a scăzut șeptelul, pășunile ce faci cu ea? Dar mai avem câteva vaci. Și în loc să facem ceva bun, păi ce mai important pentru un sat? 4-5 vaci sau să ai 4-500 de locuri de muncă? Păcat dacă ai fost, cum erau mai de mult când pășunea aceea de la Sasca Nouă era plină de vaci. Da. Da. Noi sperăm să mai schimbăm din legislația care s-a dat și nu a fost bine gândită, pentru că orice firmă de producție fuge de oraș. Absolut. Costurile sunt mari și la un moment dat firma riscă să intre în faliment. Păi decât să intre în faliment, nu-i mai bine să-i lăsăm să poată să mute în imediat apropierea orașelor? Deci ăsta este secretul, să știți și dumneavoastră. Deci comunele care au primari neschimbați, că și asta este o problemă. Da. Nu schimbi la 4 ani, tot schimbi primarul, pe nu are cum acolo să facă. Acolo produce cetățeanul la lege. Și acolo unde primarii sunt de la Revoluție și au fost pe lângă marile orașe, s-au dezvoltat foarte bine și sunt un model pentru noi toate primăriile. Da. Da, da, da. Da, uitați cum e la noi, Dumbrăvene, nu, care e aproape de Suceava. Primarul care este nu destoinic, cel mai destoinic primar. Noi de multe ori mergem împreună la București. Văd și eu ce uși deschide, văd și eu pe unde merge și sincer îi felicitări. Domn primar, omul sfințește locul. Pentru că știți cum se spune vorba? E ușor să faci o relație, mai greu este să o întreții. Da, nu. Dumnezeu s-au dus. Ia gândiți-vă dumneavoastră că bate Bucureștiu, Iașu și Clujul în ceea ce privește sărbătorirea lui Mihai Eminescu. Da, 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 da. Deci vin la cine membrii academiei, da. Nu numai din România, de la Chișinău și de la Cernăuț, da. Vin din întreaga Europa. Da. Da, și, da. Cum să spun, oricine poate să facă așa ceva. Eu am fost și eu am participat la de câteva ori și vreau să vă spun felicitări. În primul rând felicitări pentru că a făcut o echipă. Asta este succesul. Asta e succesul. Da. Deci noi ca primari mergem și aducem, dar dacă acasă nu ai o echipă bună, nu ai o familie închegată, totul e în zadar. Domnul primar, da, vorbim despre domnul primar la Dumnezeu, domnul Ioan Pavel, l-am avut în emisiune săptămâna trecută.
toată cinstea și aprecierea pentru domnia sa, dar la fel și dacă vorbim despre corul nuncii, când stăm și ne gândim la cele două ansambluri monumentale, mă gândesc la panteonul de la corul nuncii și panteonul eroului de la Păiseni, la fel dați-mi voie să spun că sunt orașe sau municipii care nu au așa ceva. Da, să vă spun dumneavoastră, am avut și un pic din noroc pentru că eu sunt înfrățit cu foarte multe localități din Republica Moldova și acolo prețul e cam 10% față de România la anumite lucruri și am adus de acolo aceste monumente și le-am ansamblat aici din piatră naturală și care au 7 metri și jumătate înălțime și 15 tone. Deci nu e de aici colea. Cu adevărat suntem apreciați, eu vă pot spune că actualul prim-ministru a fost la Păiseni de atunci când s-a făcut Domnul general Ciuc, el a condus ostilitățile la Păiseni. Orice manifestare la Cornul Muncii, întotdeauna eu am mers la domnia sa când era șeful de stat major sau când era ministru. Am prezentat toate cărțile, noi am făcut 5-6 volume de poezii care le-am publicat și întotdeauna o carte a ajuns și la domnul general. Și a fost o colaborare foarte frumoasă și acum, pe data de 11 noiembrie, când este ziua veteranului din Armata Română, colegii de la Timișoara, colegii din întreaga țară, de la București, vor veni la Păiseni. Domn primar, spuneți-ne ceva despre proiectul care poate este o rană pentru dumneavoastră, în care nu este finalizat. Mă refer la Poarta Centenarului, Poarta Unirii. Da, Poarta Veșnicii Unirii se numește. Așa cum am proiectat-o noi, nu ne-a dat avizele drumurile naționale și ne-au obligat să trecem după gard, ca să spunem așa, din gardă. Deci cum este drumul, urmează șanțul, trotuarul, zona și vine gardul, de o parte și de alta, din gard în gard proprietar este drumurile naționale și nu ne dă voie decât după gard să facem picioarele și de acolo să facem arcada. Da, eu iau și pun o întrebare. Dar la Drăgușeni cum este? Păi da, e tot așa. Tot da, proprietate? Da, e foarte lungă. Tot de proprietate, privată, pus piciorul? Nu, proprietatea trebuie să fie a celui care construiește, deci a primăriei. Acum noi avem școala acolo, proprietatea primăriei, pe partea la altă domeniul privat, dar oamenii mi-au spus, domn primar, cât trebuie, vă dăm gratis, nu se pune problemă. Dar costurile s-au mărit foarte mult și acum au mai venit și perioada asta când s-au scumpit de 2 sau de 3 ori materiale de construcții și deocamdată este în așteptare. Acumulați. Avem acest proiect care nu l-a putut finaliza, avem aerodromul despre Mălini, unde anul trecut am avut un caz, a venit Moldova Mare și mi-a rupt digul. Și iar ne-a stricat tot ce am făcut noi acolo, unde era un loc ideal, acum dumneavoastră îl cunoașteți ca copilărit. Da. Deci este locul ideal pentru așa ceva și va fi o adevărată rampă de lansare pentru toată zona, din punct de vedere turistic. Și acum vă spun dumneavoastră că ideea nu a fost a mea. Ideea s-a născut la un prieten de-a nostru comun la București, Ionică Camciu, care era pe atunci directorul Institutului de Medicină Aeronautică și Spațială și un patron din București care are avion. Îmi spune cum ar putea să facă rost de o bucată de teren pe lângă râul Moldova ca să facă un aerodrom, pentru că foarte mulți bucureșteni sunt bolnavi de Bucovina și vor să vină la sfârșit de săptămână. Și imediat mi-a colțit ideea. Zic, uite,
este un lucru extraordinar. Și după aia, ați văzut și dumneavoastră, sunt foarte mulți de la noi din comună care lucrează în străinătate și acum un avion e de 4 ori mai ieftin decât o mașină de din asta de top. Da. Și nu e vai de mine, nu știu ce e greu de făcut, că e pe iarbă, e pistă de iarbă, nu sunt cheltuieli enorme, numai trebuie îndreptat tot. Planetate foarte bună, da, și fie solidă. Nu trebuie 700 de metri ca lungime și 50 lățimi. Și noi avem 1300 lungimi și 100 lățimi la pistă. Și este recomandat să pască oaia, deci cu cât paște, cu atâta este mai bun. Deci, din absolut toate punctele de vedere este bine și mai e un lucru care avantajează pe piloți. Acolo este un curent permanent de-a lungul apei dinspre munte spre aval. Aval, da. Ei, acel curent, când decolestă, să ai întotdeauna vântul în față și când aterizezi. Da. Da. Și este foarte important că să știi deodată direcția. Ai cursul apei. Da. Te orientezi după cursul apei, da. Poate să întâmple odată, e ceață, e ceva, absolut. Nu ai vizibilitate, nu vezi în ce care e direcția vântului și atunci ajută foarte mult. Dar da, un om care nu visează nu poate să realizeze nimic în viață. Astea sunt niște vise ale noastre, chiar dacă nu sunt împlinite acum, mai devreme sau mai târziu vor fi o mândrie. Da. Categoric, suntem obligați să ne facem în primul rând în capul nostru, avem ideea, imaginea și eu zic că primul lucru ca să obții ceva, să faci ceva, este să vrei. Da. După care este să ai cu ce, după care să poți. Domnul Ivan, cum stăm cu introducerea și operaționalizarea utilităților în comuna Cornuncii? Pentru că știam că pe vechea legislație, parcă spunea că până în 2017 toate localitățile să aibă apă canal, să aibă, eu știu, o grămadă de localități care nu au nici măcar un strop de apă, dar... Multe programe la nivel național sunt făcute de oameni care nu știu realitățile. Eu pot să spun așa ceva. Eu vă spun dumneavoastră că numai în comună noastră durează foarte mult. Acum, zilele astea, suntem în probe la aducțiunea de apă pe satele și în Casasca Mare Păisen și lucrăm acum, chiar se lucră foarte bine pe zona Cornul Luncii. Până la anul trebuie să dăm drumul la apă de la Brăiești până la Sasca Nou și canalizare tot cu stație de epurat. De unde captați apa? Apa vine direct din sursa, din casa de apă Berchișești, dar care este jumătate pe teritoriul comunii Cornul Luncii. Deci tot aceeași captare ca și pentru Suceava. Da. Da. Aceeași captare. Da. Și face față? Da, nu se pune problema. Este apa acolo. La fel, cele trei sate de pe munte am făcut casă de apă chiar pe lunca Moldovei și ridicăm apa pe cota cea mai înaltă la dealul Șinca și de acolo prin cădere ajungem toate cele trei sate. Dar stau și mi-aduc aminte, domnule Brivar, nu știți foarte bine, la fel ca și mine, a fost o casă de apă undeva și la piciorul podului peste Moldova, când se mergea la Mălin, actualmente este o balastieră. Nu era așa acolo casă de apă? Da, aia a fost o perioadă casă de apă pentru topitoria de ien din Cornul Luncii. Dar ulterior, fiind costurile mari și când venea apa mare deranja, nu era protejat. Au făcut un puț mare chiar unde este topitorie. Și să știți că au dat peste o vână de apă, ca să spunem un termen popular, care este foarte bună și este, pe acolo trecea Moldova cândva. Deci ea venea pe după satul Brăiești, Băieșești, pe după Cornul Luncii, pe sub Dumbrava și în Sasca Nou, unde este Șomuzul acum.
în toate cronicile, capitala Baia era pe malul drept a râului Moldova, nu pe malul stâng. Da, da. Lucrurile stau un pic altfel, chiar ne încurc undeva trecerea între Cornul Luncii și Sasca Nouă. Avem o porțiune de 100 de metri, această vână de apă, deci a rămas pe vechiul curs al Moldovei, a rămas pe desubt un izvor. Și este. Și este, da. Da. Cine știe la ce utilitate trebuie să-i dați? Dar eu vă zic dumneavoastră unde stau eu. Deci am apă la 5 metri și ceva. Apă bună. Apă bună, da. Am mai pus toată lumea cam un colac și jumătate. În ultimii 10 ani nu prea au plouat, în afară de anul ăsta. Da. Și a scăzut pânza freatică. Și ați mai adâncit puțin. Am mai adâncit puțin, dar apa este foarte, foarte bună. Domnul Rioar, vorbiți-ne puțin despre sistemul de sănătate. Sistemul de sănătate, acum suntem pe final să terminăm dispensarul uman de la Băieșești. Suntem, avem proiect de modernizare a dispensarului de la Sasca Mare. Avem iar acum, am depus proiect pentru modernizarea centrului medical din Cornul Luncii. Am angajat încă două asistente medicale comunitare la primăria Cornul Luncii. Un asistent pentru satele Brăiești și Băieșești și un asistent pentru satele Păiseni, Sasca Mare și Ecra. Ăștia sunt asistenți sociali sau asistenți medicali comunitari, care au grijă de oameni și zi și noapte. Și Lenuța, care ea e șefa și lucra înainte pe toată comuna, acum au rămas cu satele Cornul Luncii, Dumbrava, Sasca Nouă, Sasca Mică. Pentru că sunt foarte multe probleme, acum 4 luni de zile a murit la 61 de ani doctorița Geta Cofer și ea ca de atunci, Dumnezeu să o odihnească, de atunci cu toate insistențele mele nu ne-a venit al doctor în comună și este nevoie ca de aia. Și avem posibilitate, avem decazare. Ce oportunități îi oferi, domnule? Păi, în primul rând, unde este centrul medical, avem 3 apartamente care, și salariul care este un salariu motivant. Deci nu se pune problema. E o comună bună, aproape 12 km până la Fonteceni, 28 până la Suceava, 22 până la Gura Humorului, o localitate bună, o localitate cu liniștită, oameni gospodari, sunt 7500 de locuitori, 650 de agenți economici, peste 1000 de salariați, adică cu posibilități. Deci posibilități, da. Este o comună bună și de asta ne dorim să avem cât mai repede un doctor de familie, pentru că vorba în primul rând de cei care sunt pensionari, nu pot să-și iei medicamentele decât din buzunar. Da, da, da. Buzunarul propriu și negru. Domnule, să merg pe cuvintele domniei voastre. Spuneați că aveți 600 de agenți economici. Categoric, acești agenți economici contribuie la bugetul comunei pentru că atât din cât văd că prosperați, se vede lucrul acesta, însăși din problemele care sunt, să spun, de formă, dar nu o formă, eu știu, insipidă, ci o formă cu substanță. Mă gândesc la faptul că pe drumul principal din comuna dumneavoastră, de cum intri până ieși, vezi tricolor românesc, este un lucru de mândrie și este un exemplu de bune practici. Dar nu numai, și la modul în care arată comuna, care arată foarte bine. Care este ponderea lor? Cum sunt structurați ca și domenii de activitate? Cum sunt structurați ca și, având 1000 de salariați, înseamnă că totuși
din 7.000 de oameni care aveți dumneavoastră populație, dar stau și mă duc cu gândul că ori mai fi vreo 1.000 de pensionari, ori mai fi vreo 2.000 de copii, șomajul înseamnă că nu este foarte mare, pentru că din cei 7.000 care mai sunt, lucrează cred că și la Fălticeni și la Suceava, așa, atunci stați bine cu... Da. Deci, acum, pe primul loc, la numărul de salariați, este abatorul din Sasca, care are 250 de salariați. Un abator... În trecut, Spitalul Sasca, cum se numește popular, care avea 333 de salariați, acum mai sunt 231 și, din păcate, sunt nori negri peste acest centru de recuperare. Dar printre puținile care sunt de aceștia. Deci, centrul Sasca, de departe, este cel mai bun din România. Dar, știți dumneavoastră, s-au făcut niște greșeli în lanț cu asistența socială pentru adulți. E vorba de prin anii 2008-2009, când s-a luat personalitatea juridică. Un centru de capacitate asta, deci atunci erau 420 de beneficiari, nu se poate conduce de la Suceava. Și Dintr-un birou de unul care nu știe. În primul rând, toți directorii sunt puși politici, da? Și care pe el nu le interesează decât trăiască partidul. Pe el nu le interesează soarta oamenilor, nu le interesează ce se întâmplă acolo. Și dovada este că acum a venit un control, o mascaradă de control, ca să nu vorbim mai mult. Mulți aveau și grade. Da. Da, e o veche practică care, în momentul când vrei să-l distrugi pe cineva, trimiți o echipă din asta și îl măscărești. Management defectuos. Da, o prezentat pe toate posturile de televiziune, cel puțin 80% nu sunt imagini de acolo. Da? Și centrul era condus de soția mea. De fapt, ținta am fost noi, soția primarului de Cornul Lungi. Nu directorul de acolo. Soția mea este bolnavă. Și bolnavă rău. Și sunt niște probleme și într-un om bolnav nu dai. Dar, mă rog, uite, așa e în țara asta. Și acum au trimis un șef de centru care nu este pregătită pentru așa ceva. Deci nu are substanțe. Stofă. Nu numai asta. Vineri au făcut ședință și v-au spus la toți care, că luni care nu sunt vaccinați, nu mai au ce intra în centru. Și oamenii au întrebat, dar pe ce bază? Deci, dictatura e puțin spus. Da? Sunt și acolo niște probleme. Na, un om poate vrea să vaccineze unul. Nu mai intră în centru atunci de oameni aia cine ar fi. Ia acasă. Păi, domnul meu, vă pot spune că în buget au prevăzut 150 de lei pentru încălțăminte de vară și iarnă, îmbrăcăminte de iarnă și de vară. 150 de lei, care după calculul meu, da, înseamnă cam 5%. Păi nu poți acum, trebuie să dă materiale de curățenie cu seringa. Foarte mulți dintre ei cumpără din buzunarul lor. Bolnavi. Da, eu am tăcut din gură, dar pentru mine, eu i-am mai spus, nu președintele nostru, domnul Flutur. Pentru mine, Sasca e cum e pentru Batale, direcția silvică, da? Deci eu știu clar, de la Constanța la deal, toți veneau în schimb de experiență la Sasca. Eu am fost de 8 ori în Germania, m-am specializat în psihopedagogie specială și cel puțin 100 de specialiști, 100 sunt cu facultăți la Sasca, au mers cel puțin o lună de zile în Germania la specializare. Și vă pot spune că au venit din Germania și au plecat plângând când au văzut ce s-a întâmplat cu munca lor de 31 de ani. Acum, duminică, luni și marți, am avut din nou pe primarul din Bavaria care ne ajută pe noi și au rămas să discute la nivel
de șef de stat. Deci nu ne vom lăsa învinși și nici nu o să arate persoane care ne-au făcut mare rău. Mare rău. Deci eu o să ies și public și o să spun mai multe lucruri, să nu creadă oamenii că noi chiar așa. Deci acolo sunt salariați foarte bine pregătiți, sunt oameni, dar trebuie lucrat frumos, elegant, nu vii cu dictatură și nu vii cu parul. Da? Și cineva acum e pus șef de centru care a lucrat, nu știu, un fel de lider de sindicat la protecția copilului. O fi ceva similar cum a mers fata aia care mi-a dat cafea la Moldovița și a mers directul la SGAP, la Vasluisov, la Galați, nu? Dom'le, nu-i departe, deci directoarea care e acum, Nadia Crețuleac, dădea discotecă la părinții ei la o pensiune și o ajuns directoare. Și să vorbim, că de aici începe tot. Eu am spus de vă câteva ori, tu nu știi ce înseamnă asistență socială. A fost prima dată șeful de centru la Humor și după ce nu mai a picat domnul președinte Flutur și a venit președintele Cătălin Echifor, din director a ajuns îngrijitor de noapte. Să știți și dumneavoastră, când un partid te pune director și vine alt partid, te dă jos, te pune director ajung, te pune administrator, te pune ceva, dar nu îngrijitor de noapte. Și nu învățam nimic datorită la răutate. Și eu i-am spus asta la domnul președinte. Domnul președinte, nu este bine. Aici nu mergem pe răzbunări, aici nu mergem pe partide. Acolo sunt niște oameni sărmani care trebuie să ajutați. Păi, cu adevărat, au găsit niște lucruri care nu erau, dar vina este de aici, păi eu, dacă dumneavoastră nu vă dau bani, nu? Sau dumneavoastră când ați condus, dita mai instituția, păi îi dai la om și după aia îi ceri. Da. Dar atâta timp cât tu nu-i dai nimic și mai vii și îl și murdărești și mai tii și comporți să-i pui cizma pe grumaz, nu se poate. Deci mă doare sufletul, în fiecare zi vin salariații și se plâng de la Sasca. Ce se întâmplă acolo? Da, mă gândesc că când spuneți lucrul acesta, mă duc cu gândul la faptul că nu poți să pui pe același nivel unitatea de la Sasca, unde avem bolnavi neuropsihici, cu oricare altă unitate medicală unde oamenii sunt cerebrali, unde au afecțiuni medicale, dar judecă cum trebuie și atunci personalul de la Sasca trebuie, pe lângă specializarea medicală, să aibă abilități, să manifeste empatie față de toleranță, înțelegere, răbdare. Încearcă să fac, deci noi avem un proiect foarte frumos, Satul Social se numește, este după modelul german Kinderdorf, satul copiilor, și e un complex de servicii sociale. Eu le-am dat 11 hectare, deci eu, primăria, consiliul local cu primăria, 11 hectare de teren ca să facă ceva, să fie un model pentru România. Anul trecut, după ce, în momentul când eram toată familia în spitalul din Suceava, un ziar m-a făcut cu ou și cu oțet că am făcut afaceri cu soția mea, i-am dat 11 hectare. Eu am dat 11 hectare Consiliului Județean cu titlu gratuit ca să fac acest proiect, pentru că el este patronul, ca să spunem, a acestor centre. Da. Și nu poate să depună altcineva proiect pe fonduri europene. Dovadă că e un gând rău pentru Sasca din 2008 și până acum nu s-a mai făcut niciun proiect la Sasca. Da? Din 2008, deci s-au preluat două proiecte de pe vremea lui domnul Mârza. Acum eu vă spun dumneavoastră, toată lumea i-a spus Tataia Gavril. Apoi nu conta de la ce partid. Tataia Gavril. Apoi Tataia Gavril nu i-a pus nimeni numele, pentru că a fost un om bun. A fost un om care o ținut cu toată lumea. Nu se poate să ții numai cu el, nu că s-a împărțit acum bani, îmi dă mie comuna Cornulunci 50.000 de lei, care eu sunt de 10 ori mai mare decât foarte multe comuni. Anul ăsta îmi dai de 10 ori, anul trecut mi-ai dat de 10 ori mai puțin,
celălalt an. Păi da, nu, asta este o discriminare. Domnul Ivar, vă spun cu mâhnire, spun lucrul acesta, fără a mă lua în politică. Mă duc numai cu gândul, uitându-ne, de altfel, în mass media scrie. Scrie grupul de la Cluj, grupul de la Sălaj. Când acolo s-au unit, s-au pus spate în spate, toți indiferent de culoare politică, și trag la zona lor și au dezvoltat-o și o dezvoltă. Mă uitam acum, numai departe de faptul că spunea ministrul învățământului, argumenta pentru ce a trecut la această vacanță și nu la varianta online pentru copii, că numai zona de vest a țării are o pondere peste 80% sau 90% de acoperire pentru GSM, pentru internet, ca să meargă copiii. În zona noastră, zona nord-est, zona de sud-est a României, suntem slabi. N-avem. Eu am 17 puncte Wi-Fi, deci toate școlile acoperite peste tot, pe proiect făcut pe fonduri europene și acum tragem cablu și pe șinca Sasca Mare Prăiseni, avem absolut toată comuna acces la internet. Am acasă internet dublu ca viteză față de primărie. Deci făcut de o firmă privată. Da. Și culmea de la noi din comun. Doi băieți veniți din diaspora, au luat și au făcut ceva foarte bun și foarte practic și noi suntem foarte încântați. Cum merge proiectul cu care l-a sporit peste drum de primărie, de acolo la primărie? Deci, a văzut că aveți șantier acolo. Da, nu am început încă. Mai avem foarte multe de început, dar din păcate anul ăsta s-a stagnat. Dacă s-au certat la București, nu a avut cine să semneze, nu a avut niște proceduri de făcut și așa mai departe. Și un pic s-a stagnat. Noi am mai depus acum 8 proiecte pe Angel Saligny. Avem multe din urmă. Așa, contracte avem semnate pe valoarea la ce strângem de la populație pe 289. Deci, în 9 ani, da. Acum am mai câștigat câteva proiecte, deci dotări cu table interactive, tăbliții la copii și tot ce înseamnă partea electronică pentru desfășurarea orelor, atât în clasă cât și online, pentru toate școlile. Școala din Băișești și Brăiești e creșterea eficienței energetice. De exemplu, școala din Băișești o să ne mai coste între 6 și 7% de cât ne-a costat înainte încălzitul și iluminatul. Iar școala de la Brăiești 33% din cât ne costa înainte. Este un lucru foarte bun. Categoric. Școala de la Prăiseni trebuie terminată și făcută din nou. Ea este făcută în timpul primului război mondial, 1916, și este peticit, petic lângă petic, nu mai ai ce-i face. Poate niște meria nu este foarte... Da, serii. Și nu are lumina suficientă, cum se făceau înainte, geamuri mici. Da. Da, și trebuie să facem o școală modernă. Vrem la toate școlile să facem câte o săliță de sport, câte o clasă de sport pentru toți copiii ca să poată să-ți desfășoare orele de educație fizică și sport. Avem, deci, ca prioritate apa, canalul, pe așa, gazul care pe de curând eu sper că de la anul să ne apucăm de treabă. Și avem de asfaltat foarte mult. Eu m-am încurcat actualul guvern, eram departe, dar așa e, când se schimbă unii, îți dau alții țin. Așa e politica la noi. Și avem de amenajat cursul râului Moldova, râul pe Prăiseni, Sasca Mare și Inca,
dar acum am început în forță să facem pe cele trei sate de munte o zonă turistică, un alt gen de turism, nu cu pensiune, că știți dumneavoastră, dacă la pensiune azi nu-ți ordini nimic, trebuie să plătești da, salariația. Da, 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 da. Deci vorba de case de vacanță. Avem posibilitate pe Paisen cam 500, pe Sasca Mare 200, pe Șinca 100. Case de vacanță? Case de vacanță. Avem posibilități. Și avem acum și un hectar de... Și aveți investitori pentru ele? Da. Deja băiatul amiralului din Constanța a venit și a cumpărat o casă din Sasca Mare. Acum o luăm de zi. Și mă mulțumesc cu lucrul ăsta. Directorul la un spital din Constanța este foarte bun prieten cu mine, vine foarte des în Bucovina. Ei toți, am în jur de 30 de prieteni acolo, toți au terminat facultatea la Iași. Deci sunt iubitori de Iași, iubitori de Bucovina și întotdeauna vin pe la mine și mulți dintre ei, când își termină cariera acolo, se mut în zona Cornuluncii, le place foarte mult și soția la domnul este, lucrează psiholog la acest spital. Au venit, vin în fiecare an la Voroneț și fără să-mi spună nimic, au mers, s-au uitat peste tot în Păisen, Sasca Mare și Inca. A doua zi vin la mine la birou, noi vrem să fim cetățeni a comunei Cornuluncii. Am mers din nou, le-am arătat eu locații, exact toate frumusețele și la urmă spune, uite, casa asta îmi place mie și nouă. Și era de vânzare casa? Sau? Casa era de vânzare. Și în Șicna sau în Păiseni? În Sasca Mare. În Sasca Mare. Și în două zile au bătut palma, s-au făcut ele și de acum arată un pic modernizată. Bine, și... e frumoasă Sasca Mare, cu pârâu pe interior, trece frumos, casele așezate. Ca să moldovenești așa, liniștit, un sac tihnit, e frumos. Să revin, domnul primar, puțin la ce ați spus mai devreme, la încălzitul școlilor, încălzitul locuințelor. Cum stăm cu proiectul pentru gaz? Unde suntem? Deci, noi sperăm că la anul să începem treaba. Începem lucrările de pentru instalare. Da, da, noi suntem cu Comuna Rădășeni. E un proiect foarte mare, 18 milioane de euro. Și... branșamentul vine de pe Fălticeni sau vine de pe Humor? Nu, nu, nu. Trece conducta prin grădina primarului. Deci aveți vine acțiuni? De la Frasen. Ei, am zis prin grădina primarului ca să mă mai scrie bun prieten. Da, trece conducta de la Frasen, ajunge la Spătărești, unde intră în Marea Magistrală. Și vor face o stație de reglare măsurare la Cornuluncii, nu? Da, da. Da, cu distribuție. Da. Tot o... de satele astea, că iar m-au decuplat satele de munte, pentru că ca să treci pe sub Moldova, durează foarte mult să iei aprobările de la Natura 2000, dura mult și pierdeam tot proiectul. Și de acum sperăm să, după aia, să cuplăm și cele trei sate, pentru că e... dacă reușim să facem un pol turistic acolo, în 10-15 ani zona cea mai bogată în comunul Cornuluncii o să fie aceste trei sate. Satele de munte. Da. Zona de munte. Domnul primar, acolo știți că am sfințit mănăstirea Păisen, nu știu am dacă auzit. Ați spus am auzit. N-am fost, acolo știți am că auzit. La dumneavoastră în sat este o glumă făcută da. Pe seama la cei din Păisen. Știți că Păiseni e mai sus decât Măline și ei spun că ceva e Dumnezeu e din Păiseni. Și după ce s-a sfințit, încă o săptămână s-a trecut prin altar. Și eu în fiecare zi tot aduceam prieteni să le arăt cât e de frumos. Și era o familie mare din Măline, prieteni cu mine, tocmai ieșise și le zic, am o rugăminte la voi când ajungeți în Măline, să le spuneți că Dumnezeu îi din Păiseni. Deci s-a schimbat radical. E ceva, vă pot spune că a venit o familie de tineri de 25 de ani din Cernăuz și au pictat exact după stilul lui Grigorescu de la mănăstirea
de cum intri pe ușă și până la altar, ochii la sfinți, se uită după tine. Și o catafetească. Deci absolut totul este făcut, este genial. Deci care au venit? Și au venit din multe părți, și au venit de toate confesiunile, da? Da. A venit un preot catolic tocmai de la Cluj și m-au felicitat. Cred. Domnul Ioan, să revenim puțin la ceea ce spuneați mai devreme. Când vorbeam despre aerodrom, spuneați că parte din lucrări a fost depreciate de viitura care a venit pe Moldova. Dat fiind acest lucru, cum este gândită zona de regularizare a râului Moldova pe raza Comunei Cornuge, că aveți destul de mulți kilometri? Până la pod, la Mălin, cum spunem noi, este făcut pe partea satelor și erau 2 km pe partea înspre Mălin, care este tot terenul nostru, Mălinii, da. Și cu Valea Moldovei nu au ieșire la Moldova. Moldova. Deci noi pășunea și pe o parte și pe alta râului Moldova este acolo. Da, Moldova era pe Toplița. Da, și nu pot să dau seama cum a venit apa și cum a bătut, că odată a distrus aproape jumătate din dig. Și așteptăm, anul ăsta n-au fost fonduri, v-am spus că tot s-a certat la București sau cu nimic. Până nu refacem digul, nu putem să ne apucăm de lucrări, că riscăm să... Bine că lucrările noi le-am făcut în timp. Și le-am făcut pe cont propriu, fără mari cheltuieli, fără că noi acum noi am mai acoperit unde au fost niște săpături, cum sapă apa când vine, și le-am astupat, am adus pământ, am semănat iarbă, știți, niște lucruri din astea mai... Dacă vorbeați despre aerodrom, nu este gândit, poate, eu știu, să lege acel aerodrom mai rapid de Cornulunci, un pod, ceva în acea zonă, sau că de la capul codului până la Cornulunci, până aici în centru, nu mai este alt pod peste Moldova. Nu. Deci acolo se leagă cu Mălini, se intră ori pe la Păstrăvărie, da, sau mai ori pe aici pe lângă la Cărămidărie. Da. Sau pe lângă Ocol, pe lângă Suhamare. Da. Da? Da. Sau Suhamică, cum e? Suhamare. 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 Da. Sunt trei posibilități. Nu e asta o problemă. Problema este să consolidăm malul, să putem să terminăm lucrările. Noi avem posibilitatea să facem și în alte locuri, dar din punct de vedere al turismului, aici este locul ideal. Plus, v-am mai explicat condițiile meteo care sunt favorabile pentru așa ceva. Pentru că comuna Cornuge totdeauna a avut aerodrom. Deci a avut la Sasca Mică. Da, da. A avut la Sasca Mică aerodromul, da, pentru agricultură. Deci pentru noi, cum să spun, este o mândrie până, da, la urmă. Era, era totdeauna am avut aerodrom. Da. Și, da, orice oraș își dorește nu să aibă un aeroport. Noi de ce ne-am dorit să avem, până la urmă, nu-i ceva imposibil. Nu mai știu, nu vedeți acum la Frătăuți, dacă s-a dorit, s-a am făcut. Am fost de mai multe ori, să știți, am fost în la Flore, da, la fel. Prieten cu primarul și într-o parte și în alta, da, și în alta. Dacă s-a dorit să facă, s-a făcut. Acolo, la Frătăuți, sunt și câțiva patroni de zona. Cu potențial. Și deja sunt la un nivel tehnic. Da. Dacă la Floreni mai vechi, vine deja din istorie, are acolo, a fost folosit și puțin militar, acolo, pista acolo, la Frătăuții nu. Păi și dumneavoastră aveți din sat pe domnul Vasile Vico, care este în echipa României la Planuris, cred, da, și am impresia că au câștigat acum, cred că, Cupa Europei. Anul ăsta. Nu știu dacă. Da, eu l-am prieten pe Facebook și îl văd pe la toate concursurile și îl mai văd trecând, știți, cu parapanta
trecând la deal la vale și apoi noi știm că e el. Domnul primar, unde vedeți comuna Cornul Lungi, unde vedeți județul și de ce nu poate și România la nivelul anului 2024, când se termină acest mandat? Da, când vor fi alegeri? Vor fi alegeri pentru toți, și locale, și parlamentare, și prezidențiale, deci, și tot. În primul rând, țara are nevoie de un președinte care să iubească România. Țara are nevoie de un președinte care să adune tot ce este bun și frumos. Deci nu are voie un președinte să ție cu un partid sau cu unul sau cu altul. Da? Deci astea sunt greșeli mari care nu se mai pot repara niciodată. După aia trebuie bătută sau fumată pipa păcii odată, adică avem 30 ceva de ani în afară de certuri, în afară de știri negative, în afară de lucruri care nu ne fac cinste, cam nu am văzut. Și să știți dumneavoastră că nu este bine, deci noi ca popor trebuie să fim un popor liniștit, un popor harnic, un popor creștin care să ne vedem de valorile pe care ne-au lăsat strămoșii noștri, ne-au lăsat cazeste. Deci eram pe vremea lui Ceaușescu mult mai uniți, mult mai cuminți, cu rezultate mult mai bune. Eu nu l-am iubit, o spun cinstit, dar acum când mă uit în urmă încep să doar cam pun pe perete, știți, lângă icoane. De asta, deci nouă ne trebuie în primul rând un președinte care să fie bun la suflet, să ții cu românii și cu interesele țării. După aia partidele trebuie cu adevărat să lupte pentru interesele țării, să nu lăsă marele monopoluri străine să ne iei bogățiile și să facă ce au făcut în ultima perioadă. Deci tot începe de acolo. Iar noi, cei de jos, da, noi trebuie să muncim, să ne vedem de interesele noastre, trebuie fiecare la localitatea lui să o dezvolte cât mai mult, armonios, să caute pe cât posibil să-i aducă pe frații noștri din diaspora înapoi, pentru că este nevoie de tineret, este nevoie ca școlile să funcționeze, este nevoie ca bisericile să fie pline, este nevoie să fie veselie în sat, cum era odată, deci când eram noi mici și cum era atunci. Cu nimic, nu puneai de masă cât pui acum, dar erai vesel și fericit. Eram toți fericiți, eram toți la fel, foarte bine. Școala era școală, deci multe lucruri erau foarte bine gândite și de asta cu nostalgie mă uit în trecut așa și pot acum să discern binele de rău și de asta trebuie un pic altfel, de aia eu sunt în PSD, nu mi-au plăcut niciodată oamenii răi. Chiar dacă, să știți, sunt unii politicieni care au făcut treabă, dar e rău, la suflet. Da, da. Și iară nu este bine. Care, na, îți trimite controle, cum s-o trimis acum la Salca cu dedicație. Păi, domne, așa ceva n-am să permit niciodată. Nu, să vină oameni care, na, au dat discotecă și acum vine și îmi dă lecții în asistent social. Când o întreagă Europa mă cunoaște în asistență socială. Am fost la Congresul pe Europa la economia socială. Avem fabricuță făcută la Sasca pentru mobilier stradal. Avem fabricuță de sticlă infuzată la Dărmănești. Avem proiect la Oradea, Comuna Cornul Lungi. Da? Amenajare peisagistică. Deci înseamnă un pic de curaj. Da. Am o legătură foarte bună cu Oradea, am fost împreună de centenarul României, am fost la Palatul Parlamentului de la Bruxelles și am fost singurul primar din Bucovina care am vorbit. Și e o cinste,
adevărul că toți ardeleni au fost foarte mulți, să lăudau cu bunicii sau străbunicilor care au semnat actul de unire. Da. Și eu vreau să vorbesc altceva, dar când am văzut că își lăudau bunicii, noi eram 5 primari din Bucovina. Da. Și zic, las că mă uit roata împrejur, eram în sala mare, da, și erau niște portrete de 5 metri înălțime, cei mai mari corefei ai nației române, printre care era și George Enescu, compozitor. Și zic că sunt primarul comunii Cornuluci, prima localitate înfrățită cu țara. Deci pe acolo a intrat armata română pentru prima dată în Bucovina. Punct. Comuna Cornuluci formată din două comune, comuna Băieșești din Bucovina și comuna Sasca din Regatul României. Suntem un simbol al unirii. Suntem singura localitate din țară care avem un muzeu al unirii. Foarte important. Da. Și zic, pentru că antivorbitorii au vorbit de bunici, am vorbit și eu de, îl văd pe marele compozitor George Enescu, bunicul lui a fost primul preot la Sasca Mică, 1847-1860. Și au mai avut în afară de mama lui George Enescu, de Maria, care era născută când a ajuns la Sasca, la Mihailen, la Tătoșan, pe Leon Cosmovici și George Cosmovici, care au terminat facultățile la Sorbona, cu doctorate amândoi. Leon a înființat științele naturale pe România, rectorul Universității de la Iași și vicele președinte a Parlamentului de la București, membru al Academiei Române și tot neamul lui până în ziua de azi. George a terminat conservatorul cu doctorat la Sorbona și a fost prietenul reginei Carmen Silva și a pus pe note muzicale toate poeziile, membru al Academiei Române și tot neamul lui până în ziua de azi. Trăiască România Mare! M-am încadrat în alea două minute care mi le-au acordat. Ei, vă dați seama că la trecutul-ți mare, mare viitor. Categoric. Deci este o comună, deci satul Cornulunci și Cupăiseni au făcut parte din comuna Mălin. Da. Deci da, de asta, da, între Mălin și Cornulunci, e o mare legătură. Este. Vă rog să trandeți un mesaj de încheiere către cei care ne ascultă. Da, eu doresc în primul rând la toți cetățenii din comuna Cornulunci sănătate, liniște, pace, prosperitate, la toți cei din județul Suceava și la toți prietenii și să ne vedem sănătoși și cu drag ori de câte ori se poate. Domnule, vă mulțumesc mult că ați venit la noi în emisiune și cu acceptul dumneavoastră și a celor care ne ascultă, aș mai da citire câteva versuri, tot din Casian Balabasciuc. Poezia Aistraiul. Aistraiul tău vechi și frumos și poate mult mai glorios decât al altor nații care vin din istorie călare. Legat de joc, prin jurământ, strămoșii îngrijeau pământ, când hoardele nepotolite zogau ogorul sub copite. Te îmbraci ca ei să fii de-ai lor, dar porți în suflet tricolor, cămașa ta cu pui și altiță nu-i pentru venetici bădiță. Pieptarul peste strai curat și pe bunicii am îmbrăcat, la zi de mare sărbătoare cu har și binecuvântare. Ți stă în croiul de suman mândria de a fi țăran, alintă inima ce bate, nu pânzele aristocrate. Ai locul binecuvântat aici, ai tăi s-au îngropat, așa jertfiți au fost în stare să țină România mare. Chiar de-i, din ce în ce mai greu, în cerul e un Dumnezeu. Izbânda nu-i la minți pe gâne, păzește ce a tău, române. Domnul primar, am vrut să închei cu poezia asta, tocmai pe fondul a ceea ce spuneați dumneavoastră. Cornulunci este o localitate simbol a unirii, simbol a înfrățirii, simbol al conviețuirii pașnice între foarte multe etnii, foarte multe confesiuni și dumneavoastră, pot să o spun ca un om care vă știu și eu și vă știu și cei care ne ascultă, sunteți un om ponderat, un om împărțuitor, un om care a știut să faci o echipă. Se spune că de calitate este un manager care știe să adune lângă el oameni de calitate, oameni valoroși
că nu se teme de competiție. Să vă dăm sănătate multe, mult succes, sănătate celor care ne ascultă, iar pentru toți, până la proxima ocazie, să nu uităm să ne iubim țara. Pentru că patria și părinții nu se vorbesc niciodată de rău. Doamne ajută, sănătate și toate ce vrem, domnule primar. Doamne ajută, sănătate. Cu tot dragul ascultătorilor noștri.